Dacă ați citi într-o carte că se va întâmpla un anumit lucru și acel lucru se întâmplă peste un an, ce ați zice despre cartea respectivă? Dar dacă în cartea respectivă ar scrie un lucru că se va întâmpla peste 500 de ani și el se întâmplă, am începe să dăm atenție acelei cărți? Într-o noapte un rege a avut un vis. Se făcea că vedea o statuie mare, de o strălucire nemai întâlnită, având o înfățișare înspăimântătoare. Capul acelei statui era din aur pur, pieptul și brațele erau din argint, iar pântecul și coapsele îi erau din bronz. Gambele ei erau din fier, iar picioarele o parte din fier și o parte din lut. În timp ce se uita la statuia respectivă, regele vede cum s-a desprins o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit statuia peste picioarele de fier și de lut și s-a sfărmat. Atunci fierul, lutul, bronzul, argintul și aurul au fost sfărmate, dar piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare care a umplut tot pământul. Regele nu înțelege visul și își adună toți oamenii cei mai înțelepți din împărăție și le cere ca ei să vină, fără a le spune visul, să îi destăinuie taina visului. Și evident că nimeni nu poate până când află Daniel, robul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îi descoperă și visul și semnificația. Și el vine și îi spune regelui: tu ești capul de aur, iar celelalte sunt împărățiile ce vor veni după tine. Dar la final, Dumnezeu va ridica o împărăție care în veci nu va fi distrusă și care va pune capăt tuturor celorlalte împărății. Și continuă el: visul este adevărat și interpretarea lui este demnă de încredere. Și asta a fost cu 500 de ani, înainte ca să cadă Imperiul Babilonian, să cadă Imperiul Mezilor, să cadă Imperiul Persilor, iar în cele din urmă să cadă Imperiul Grecesc, care coincide cu apariția pietrei vii. Și despre piatra asta vie vrea Petru să ne vorbească. Ne apropiem în călătoria noastră prin scrisoarea lui Petru la finalul primei părți mari, în care el vrea să se asigure că noi înțelegem cine suntem în Hristos. Pentru că urmează două părți mari și grele în care vom vedea care este responsabilitatea noastră. Și cum ziceam și mai repet, ca să putem să ducem la îndeplinire responsabilitatea respectivă, nu vom putea face asta decât dacă știm cine suntem. Și vă invit să vă ridicați în picioare și să citim pasajul de astăzi. Îl găsim în 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 4. 1 Petru, capitolul 2, versetul 4. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură: iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima, ca să înțelegem ce vrea Petru să ne zică aici cu toate pietrele astea. De ce e așa important să înțelegem cum e cu construcția asta? Și înțelegând, să trăim viața mai aproape de cum vrea El. Haideți să ne rugăm. Amin. Puteți ocupa locurile. Din păcate, mulți creștini din multe biserici privesc viața creștină din perspectiva unei îndatoriri spirituale. Și nu ne gândim că, de fapt, viața creștină este un privilegiu
spiritual. Suntem preocupați uneori de ceea ce numim obligații și pierdem din vedere și nu ne bucurăm de privilegiile și binecuvântările pe care le avem. Și în pasajul pe care tocmai l-am citit, aș vrea să extragem câteva privilegii pe care noi, ca și creștini, le avem în momentul în care începem să credem. Și data viitoare continuăm, pentru că sunt atât de multe încât nu oricum căput într-o singură predică. Dar înainte, haideți să vedem cum poate un om să ajungă în postura unui privilegiat. Și vedem, chiar începutul spune, apropiați-vă de El. Spunea Iisus în altă parte, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Asta este modalitatea și singura modalitate ca cineva să intre în categoria celor privilegiați. Să venim la El, să ne apropiem de El. De El, de cine? Și ne aducem aminte că data trecută am povestit despre cât de bun este Domnul, dacă într-adevăr am gustat din El. Și acel El este Cel față de care trebuie să ne apropiem. El este sursa tuturor privilegiilor și doar în Hristos. Cu toate că vedem că El a fost lepădat de oameni. Această piatră, care este Hristos, a fost lepădată de oameni. Aia înseamnă că oamenii l-au examinat. Oamenii, și dacă ne uităm la conducătorii religioși din vremea respectivă, s-au uitat la Iisus și au luat testul pe care ei și l-au făcut cu privire la Mesia și a zis, n-are abilități militare, n-are foarte mulți urmăritori, nu El e Mesia. L-au lepădat. Și de atunci încoace, oamenii din nou și din nou aud de Hristos și îl iau și îl examinează, îl iau și îl testează. Și în urma testului, mulți dintre ei își dau seama că Hristos nu e ceea ce ei vor. Și atunci ce fac? Îl leapădă. Și făcând asta, pierd toate privilegiile. Dar chiar dacă oamenii l-au testat pe Hristos și au zis că nu El este Mesia, și chiar dacă oamenii de astăzi îl testează încă pe Hristos și spun El nu este Mântuitorul și El este Domnul de care am nevoie, textul vine și spune, există un alt test. Există o altă persoană care îl evaluează pe Hristos după un test și după un standard absolut și despre El spune că este ales și scump. Și atunci când Dumnezeu îl examinează pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Chiar dacă Hristos este lepădat sau este respins de oameni, Dumnezeu și Petru vine și ne spune, aia nu contează, pentru că Dumnezeu l-a testat și l-a găsit ales și scump. Și l-a găsit atât de vrednic și de perfect și de conform standardului, încât El a decis ca Hristos să fie piatra cu care să înceapă cel mai mare proiect din univers, și anume biserica. El a ales, Dumnezeu, văzându-L și testându-L pe Hristos, că este atât de perfect, încât a început să-și facă templul. Un templu nu făcut de mâini omenești, pentru că știm că cel prea înalt nu locuiește în lăcașuri făcute de mâini omenești, ci un templu făcut de însuși Dumnezeu. Un templu a cărui pietre vii, spune Petru, suntem noi. Și continuă el, și voi ca niște pietre vii. Și aici vedem prezentat primul privilegiu. Hristos
În metafora lui Petru este identificat cu o piatră vie și noi suntem identificați cu pietre vii. Asta este primul privilegiu, și anume că noi suntem identificați și suntem uniți împreună cu Hristos în momentul în care credem. Ne unim cu El în această construcție. Ne unim cu El în acest mare proiect pe care Dumnezeu îl are pregătit pentru umanitate. Și vedem că și Pavel vorbește despre asta când zice Colosenilor, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ne unim, este ascunsă în Hristos. Sau când zice celor din Efes, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Hristos a fost prima piatră, apostolii vin și construiesc pe acea piatră și spune tot Pavel, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Și aici vedem primul privilegiu, și anume că în momentul în care noi credem în Hristos, noi suntem uniți cu El și când Dumnezeu se uită la noi, se uită prin Hristos. După aceea ne spune că suntem zidiți să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Și aici vedem al doilea mare privilegiu pe care noi ca și creștini îl avem, și anume privilegiul preoției. În momentul în care eu cred, în momentul în care mă identific cu Hristos în moartea și în învierea Lui, în acel moment, fiecare om devine parte din această preoție. Devine preot și ce înseamnă? Înseamnă că avem acces la Dumnezeu. Pentru că Vechiul Testament și Vechiul Legământ, care scopul lui era să prefigureze ce urmează să se întâmple, avem acolo clar stabilit că doar preoții erau cei ce aveau acces în templu. Doar preoții erau cei ce puteau să intre în prezența lui Dumnezeu și ei erau intermediari între Dumnezeu și om. Doar ei aveau acces în interiorul zidurilor templului. Și Petru, ca să ne asigure că noi înțelegem că avem acces, nu ne compară doar cu niște preoți, ci noi suntem și pietrele care zidesc. Aia înseamnă că noi facem parte din tot ceea ce se întâmplă în interiorul templului, pentru că noi suntem pietrele care zidesc templul. Nu este interesant? Noi suntem și templul și suntem și preoții. Atât de important este să înțelegem că nu mai este o limită, nu mai este o discrepanță între cei care slujesc și cei care sunt laici, ci noi toți suntem parte din preoție. Și biserica este acest templu. Și aici când Petru vine și vorbește despre această casă duhovnicească, trebuie să vedem că și voi, adică mai mulți, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Aici vedem importanța colectivului. Pentru că noi nu putem să fim uniți cu Hristos și să fim despărțiți. Și să fim uniți cu Hristos, dar noi cu alții să nu ne înțelegem. În momentul în care suntem uniți cu Hristos, vom fi o singură casă duhovnicească. Și sunt aspecte pe care noi nu putem să le cunoaștem sau să le experimentăm singuri acasă. Sunt anumite aspecte ale vieții de creștin și aici e privilegiul preoției, adică a tuturor, e faptul că putem să experimentăm anumite lucruri atunci când suntem împreună. Și Petru subliniază importanța de a fi o casă duhovnicească. Și atunci când mai multe pietre se adună și se potrivesc împreună într-un loc precum Betania, ia naștere ceva nou.
Ia naștere un loc în care prezența lui Dumnezeu este prezentă. Și dacă până acum am văzut că Petru folosește metafora de familie și de nou-născuți, aici el trece la o altă metaforă, o metaforă arhitecturală. Și mi s-a părut interesant un masterant de la Harvard, nota în teza lui, că oamenii, prin arhitectură, încearcă să reproducă sentimentul de acasă pe care omul l-a pierdut în Eden. Dar, zicea el, arhitectura poate, în cel mai bun caz, doar să exprime că ne e dor de acel acasă și nu poate să vindece. Și cu ideea asta în minte, să ne gândim ce impact avea mesajul pe care Petru îl transmite unor oameni pe care am citit chiar în primul verset, că se aflau împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Ei erau departe de Ierusalim, erau departe de templul pe care evreii îl aveau. Și Petru vine și spune, nu acolo se întâmplă activitatea lui Dumnezeu, ci activitatea lui Dumnezeu se întâmplă în noul templu pe care îl formăm eu și tu. Și atunci ei nu mai sunt și nu mai pot spune că sunt străini departe de țară, de țara Israel, ci ei, acolo unde sunt, acolo Dumnezeu lucrează. Ce privilegiu! Să nu mai avem nevoie de intermediar până la Dumnezeu. Să avem ecuson VIP, având acces oriunde, oricând, oricât, în prezența lui Dumnezeu. Și partea cea mai faină e că nu trebuie să ne deplasăm foarte mult, de fapt nu trebuie să ne deplasăm deloc, pentru că noi suntem templul în care e prezent Dumnezeu. Nu este un privilegiu? Să știm că în momentul în care credem, Dumnezeu vine și vrea să restaureze relația pe care am pierdut-o în Eden. Dar vine El la noi, nu mai trebuie noi să mergem undeva. Și o altă învățătură pe care o extragem din metafora asta lui Petru este că nu mai avem nevoie de un loc sacru. Nu mai avem nevoie să facem pelerinaje undeva, nu mai avem nevoie să ne întâlnim într-un loc anume ca prezența lui Dumnezeu să se manifeste. El trăiește în noi. Și Dumnezeu se manifestă în templul Lui, adică în mine. Și e cu El în inima noastră. Se întâmplă această arhitectură care poate să ne dea sentimentul de acasă. Pentru că atunci când Dumnezeu este în noi, atunci când El trimite Duhul Lui Cel Sfânt să locuiască în noi, este de fapt un aperitiv a ceea ce urmează să se întâmple atunci când vom fi din nou acasă. Dacă are cineva privilegiul să stea în prezența lui Dumnezeu și să-i slujească, cu siguranță aceia sunt preoții lui. Și prin Iisus, noi devenim acei preoți. Și ăsta e privilegiul preoției. După aceea vedem un alt privilegiu, și anume privilegiul jertfelor spirituale. Spune el mai departe, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și ne întoarcem din nou la Vechiul Testament, pentru că, așa cum spuneam, el prefigura ce urma să se întâmple. Și cum slujau preoții în templu? Aducând jertfe. Și partea interesantă e că nu oricine putea să facă asta, ci doar preoții. Și dacă ne aducem aminte de cazul în care Saul îl aștepta pe Samuel și Samuel întârzie, și ce face Saul? Vrea să aducă el jertfa. Și pentru că face asta, pentru că Saul nu avea privilegiu ca să aducă jertfa, Dumnezeu îndepărtează împărăția de la el și o dă lui David. Atâta de mare era privilegiul să aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu, încât nici chiar regele nu putea să facă asta. Dar acum noi avem acest privilegiu.
Avem privilegiul de care regii Ierusalimului și regii Israelului nu se bucurau. Și acum, dacă în Vechiul Testament aveam jertfele în care erau aduse animalele, ce jertfe trebuie să aducem noi? Și din nou ziceam, Vechiul Testament și Vechiul Legământ prefigura, și asta făceau și jertfele. Pentru că un animal, o altă viață, trebuia să moară pentru păcatul meu, prefigura jertfa lui Hristos. Prefigura faptul că într-o zi va veni mielul fără prihană, care va fi jertfit pentru păcatele tuturor oamenilor care vor crede în el. Și acum noi nu mai avem ce să prefigurăm, deci nu mai putem să aducem animale ca jertfă. Și atunci, care este jertfa noastră? Și dacă sărim puțin mai jos în versetul 9, despre care să vorbim data viitoare, spune să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Acum, jertfele noastre sunt proclamarea a ceea ce Hristos deja a făcut. Și cum putem face asta? Am extras o listă de câteva jertfe pe care putem să le aducem și doar le menționez și spun pasajul care scoate lucrul ăsta în evidență și poate altă dată intrăm în detalii. În primul rând, sau o primă jertfă pe care Biblia o menționează, este încrederea noastră în El până la capăt. Și dacă am înțeles un lucru pe care Petru îl spune până aici, este faptul că cel mai important este să ne punem toată nădejdea în El. Și scrie în Evrei 3:6, dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. O altă jertfă pe care o putem aduce ca și preoți este trupul nostru. În Roman 12:1, vă îndemn, dar fraților, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică tot ceea ce facem cu trupul nostru poate și trebuie să fie un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și vedem asta în 1 Corinteni 10:31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și în 1 Corinteni 6:19 vedem că suntem și cumva obligați. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri. O altă jertfă pe care o putem aduce este lauda și mulțumirea noastră. Evrei 13:15. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Prin faptul că mărturisim numele Lui și vorbim despre lucrurile minunate pe care El le-a făcut, aducem o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu. Apoi avem fapte și de binefacere. În Evrei 13:16, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Și tot la dărnicie spune Pavel în Filipeni 4:18. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă primită și plăcută lui Dumnezeu. Faptele noastre bune, dărnicia, pot să fie o jertfă pe care noi, ca și preoți, o aducem. Apoi, o altă jertfă, evangelizarea celor ce încă nu au ajuns la cunoștința adevărului. Roman 15:16. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt.
O altă jertfă pe care o putem aduce ca și preoți este dragostea ca și sacrificiu. Efeseni 5:2. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, o altă jertfă pe care noi ca și preoți o putem aduce este rugăciunea. Și vedem în Apocalipsa 8:3 că apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur. Rugăciunea noastră poate și trebuie să fie o jertfă pe care o aducem ca și preoți. Și toate acestea vedem prin Iisus Hristos. Adică orice jertfă din cele enumerate, dacă o fac prin propria mea putere sau dacă îmi iau eu lauda sau dacă mă mândresc după aia cu ceea ce am făcut, nu va fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Oricare dintre astea, ca să fie plăcut, trebuie să fie prin Iisus Hristos. De ce? Ne întoarcem la Vechiul Testament în care jertfa, animalul care era adus pentru jertfă, trebuia să fie fără cusur. Trebuia să nu aibă absolut niciun defect. Dacă avea un defect, acea jertfă nu mai era primită. La fel, și jertfele pe care noi le aducem, trupul, laude, dărnicie, dragoste, ca să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fie perfecte. Dar nu sunt. Nu sunt pentru că suntem imperfecți. Pentru că păcatul care este în noi nu îl lasă să fie perfecte. Și de aceea trebuie să fie făcute prin Iisus Hristos. Pentru că El desăvârșește și face să fie perfectă orice laudă, orice faptă de binefacere, orice dragoste pe care o manifest. Iisus trebuie să-și aibă locul potrivit. Pentru că totul am văzut astăzi că pornește de la El, de la piatra vie. Dacă nu venim la Iisus, noi nu devenim vii și nu suntem zidiți într-o casă duhovnicească, nu devenim preoți în această preoție sfântă și nu vom oferi jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Iisus este calea. E singura cale ca să fim veșnic vii, singura cale ca Dumnezeu să locuiască în mine, singura cale ca eu să pot face ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel, vorbind despre asta în Roman 15:18, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine ca să aducă neamurile la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Pavel a înțeles că orice lucru bun pe care îl facem, orice jertfă pe care vrem să o aducem ca să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu, trebuie să o aducem prin Iisus Hristos. Și privilegiul este că noi acum, fiind identificați cu Hristos, putem să facem asta. După aceea, următorul privilegiu pe care îl vedem este privilegiul siguranței în Hristos. Versetul 6, căci este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Vedem că această piatră nu este doar una dintre pietrele vii, ci este piatra din capul unghiului. Și ca să înțelegem puțin valoarea acestei pietre din capul unghiului, în contextul respectiv, când se începea o clădire, orice construcție, trebuia să se aleagă o piatră atât de perfectă cu unghiurile la 90 de grade și cu care se punea fundația. Și de la piatra respectivă se începea construcția în toate direcțiile. Și dacă piatra respectivă avea o deviație mică, pe lungimea zidului,
asta ar fi fost catastrofic pentru stabilitatea clădirii. Și asta este piatra pe care Dumnezeu spune că este Hristos. Este piatra care e singura fundație pe care putem clădi ceva care să fie de durată. De ce? De ce a fost Hristos această piatră? Și răspunsul vedem tot aici. Pentru că cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Cu alte cuvinte, nu va fi dezamăgit. Sau dacă o spunem într-un mod pozitiv, oricine se încrede în El va fi onorat, va fi cinstit de Dumnezeu. De asta Hristos a fost ales ca piatra din capul unghiului. Pentru că este singura piatră pe care eu trebuie să-mi sprijin viața, este singura piatră la care trebuie să mă întorc și să-mi analizez viața, să-mi analizez gândirea, să-mi analizez faptele. Și după ce fac asta, să pot să stau drept înaintea lui Dumnezeu. Și acest privilegiu al siguranței vine pentru că încrezându-ne în El, nu avem cum să pierdem. Nu avem cum să fim dezamăgiți. Dacă ne construim viața pe această stâncă, pe această piatră care este Hristos, atunci când va veni furtuna, casa noastră nu se va dărâma. Dacă Hristos este stânca după care ne ascundem în vremuri rele, vom fi păziți. Dacă Hristos este stânca pe care îmi construiesc relații, în care îmi construiesc viața, nu se poate decât să fiu mândru de fundația pe care o am, pentru că fundația pe care o am este piatra care a fost analizată de însuși Creatorul și a spus că este aleasă și scumpă. Dacă ar fi o cale ca să nu fii dezamăgit niciodată, ai alege-o? Și asta spune Petru aici. Cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Nu va fi dezamăgit. Și ăsta este privilegiul siguranței în Hristos. Nimeni altcineva nu poate să-ți promită sau să-ți garanteze succesul 100%. Decât Hristos atunci când te încrezi în El. Și ultimul privilegiu din textul nostru este privilegiul privilegiului. Adică este privilegiul de a fi privilegiat. Și spune, cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Cinstea aceasta, onoarea aceasta, privilegiul de a fi privilegiat stă în faptul sau este pentru cei ce cred. Și asta este un privilegiu mare, pentru că această cinste, această onoare, nu o primim doar din partea oamenilor. Și s-ar putea ca în anumite cazuri să nu o primim, pentru că așa cum Iisus a fost lepădat, și noi ca și creștini s-ar putea să fim respinși, s-ar putea să fim lepădați, s-ar putea să fim batjocoriți, s-ar putea să fim persecutați. Dar există altcineva care are un alt test, are un alt standard. Și atunci când ne analizează prin Hristos, ne va da onoare și cinste. Și aici Petru citează Psalmul 118 cu 22. Și psalmul este scris în contextul în care națiunile străine respingeau domnia regelui lui Israel, așa că și-au semnat propria lor distrugere. Iar Iisus folosește acest pasaj ca să vină și să
să spună în pilda vierilor, unde vedem acolo că cei care trebuiau să aibă grijă de vie, nu o fac și atunci când proprietarul trimite slujitorii, îi omoară, iar la final trimite fiul. Și ei ce zic? Hai să omorâm moștenitorul și moștenirea va fi a noastră. Și în contextul ăsta Iisus vine și spune că ei sunt cei care au respins piatra de căpătâi. Ei au fost cei care au respins fundația pe care trebuiau să zidească. Și ce înțelegem de aici este că există un pericol să credem că suntem zidiți pe Hristos, când de fapt noi îl respingem. Și atunci, cartea asta pe care o avem aici este sursa adevărului obiectiv, în care trebuie să ne analizăm și să vedem cine stă la fundația credinței mele. Îmi bazez eu credința pe Hristos, după aia pe temelia pusă de apostoli și ce avem scris în Scriptură? Sau îmi bazez credința pe ce am auzit, pe ce mi s-a spus, pe ce mi se pare că am înțeles? Și un alt pericol pe care îl vedem când Pavel folosește același pasaj din Isaia, în Romani 9:30, spune, deci ce vom zice? Neamurile care nu umblau după neprihănire au căpătat neprihănirea, și anume neprihănirea care se capătă prin credință, pe când Israel, care umbla după o lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Ei s-au lovit de piatra de poticnire, după cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Al doilea pericol poate fi ca eu să încerc să mă cațăr pe această piatră, să mă cațăr pe această fundație prin faptele mele. Și vedem că așa cum Israel nu a reușit. De ce? Pentru că nu a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Această piatră pe care suntem chemați să fim zidiți, nu putem să o acceptăm decât prin credință. Și Petru, de-a lungul scrisorii până acum, revine din nou și din nou, credință, nădejde, credință, nădejde. Atunci când simți că ai deviat, întoarce-te și întreabă-te, în cine ți-ai pus încrederea? Care-i nădejdea ta? Ai nădejdea că stai pe stâncă, pe Hristos, care este piatra, care este fundația? Și o altă întrebare, de ce se împiedică și cad unii? Și în contextul ăsta, de fapt al doilea citat e din Isaia 8:14, în care poporul Israel era chemat să se teamă de, să nu se teamă de neamurile din jur, ci să se teamă de Dumnezeu. Și aici vine și Petru introduce acest aspect al suveranității lui Dumnezeu, în care spune, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. De ce a crezut Petru necesar să vină și să menționeze acest aspect al suveranității lui Dumnezeu? Și cred că este ca să vină ca o încurajare, în primul rând la adresa cititorilor care spuneam că erau străini, erau probabil persecutați, dar o încurajare și la adresa noastră. Faptul că cei din jurul nostru, ca anumiți oameni, ajung să-L respingă pe Hristos. Faptul că ei vin și nu cred, asta nu schimbă planul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu rămâne în control chiar și atunci când El este respins. Dacă Dumnezeu a decis ca Hristos să fie fundația, dacă Dumnezeu a decis ca El să fie centrul vieții noastre, oamenii îl pot respinge, îl pot răda, nega, ignora.
dar nu pot să oprească să devină ceea ce Dumnezeu l-a rânduit să devină. Și anume, o fundație pentru noi. Și asta ne dă încredere. Pentru că știm și ne se spune dinainte, nu toți vor crede. Oamenii și mulți oameni îl vor lepăda. Dar faptul că ei îl leapădă nu îl face cu nimic mai prețios pe Hristos. Faptul că ei îl neagă nu îl face cu nimic mai valoros în ochii lui Dumnezeu și ar trebui și în ochii noștri. Și acum la final, aș vrea să ne analizăm perspectiva noastră asupra vieții de creștin. Cum am trăit eu până acum? Am trăit și am înțeles privilegiile pe care le am? Sau am trăit ca un asuprit, ca unul care are obligații și obligații și se pune peste noi o greutate mai mare decât o putem duce? Sau am simțit libertatea pe care o avem în Hristos? Și privilegiile. Da, așa cum am cântat, vom atinge apogeul privilegiului când Hristos se va întoarce. Și atunci, la învierea noastră, așa cum și la învierea lui Hristos, i-a dat slavă și cinste, așa ne va da și nouă. Dar până atunci, profit eu la maxim de privilegiul de a fi unit cu Hristos în această măreață construcție care este centrul activității lui Dumnezeu? Caut eu în baza acestei uniuni să mă las influențat, să mă las inspirat de cum a trăit, de cum a vorbit, de cum a gândit Iisus? Îl tratez eu pe Iisus ca această piatră perfectă care stă la fundația creștinismului și mă întorc din nou și din nou la El ca să mă recalibrez? Înțeleg și înțelegi tu principiul că nu doar ești parte din templu, ci ești chemat să fii preot, să ai acces oricând, oriunde, oricât în prezența lui Dumnezeu. Profit de asta ca să stau și să-L caut sau neglijez acest privilegiu pe care l-am? Realizăm că acum prin Hristos putem să aducem jertfe plăcute înaintea lui Dumnezeu? Ne motivează asta să venim și să facem și să aducem aceste jertfe știind că acum prin Hristos pot să fie plăcute? Mizez totul pe Hristos, știind că am privilegiul de a fi sigur că investiția va fi cea mai bună? Înțeleg că alegându-L pe El nu am cum să pierd? Sau ne mai lăsăm un plan B? Sau ne mai lăsăm o mică portiță prin care și eu să mai fac ceva și eu să mai contribui? Și nu în ultimul rând, pun eu valoare pe acest privilegiu de a fi privilegiat? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că acum, făcând parte din familia Lui, pot să fac parte din templul Lui? Nu există cale de mijloc. Fie fac parte din cei privilegiați, fie din cealaltă categorie. Și Petru ne spune, fie mă apropiu de El, fie mă lovesc de El. Ori iau această piatră ca și sprijin, ori această piatră va cădea peste mine. Ori cred, ori mă poticnesc. Ori fac parte din construcție, din această biserică, ori nu. Nu există cale de mijloc. Și C.S. Lewis spunea, cu toții îl slujim în mod inevitabil pe Dumnezeu. Dar e o mare diferență dacă îl slujim ca Iuda sau dacă îl slujim ca Ioan. Întrebarea este, ce fac eu
cu acest Iisus? Ce fac eu cu această piatră vie? Și răspunsul la întrebarea asta îmi va impacta identitatea, îmi va impacta viața. Iisus, când s-a apropiat de Ierusalim înainte să fie răstignit, zice că a văzut cetatea și a plâns, pentru că a știut că va fi respins. Mă rog atunci când se uită la noi să nu plângă că îl respingem, ci să se bucure prin faptul că ne poate privilegia. Acesta este privilegiul de a crede în Hristos. Și haideți să ne ridicăm în picioare și să intrăm într-o rugăciune în care să-i mulțumim pentru toate aceste privilegii. Iar dacă până acum te-ai împiedicat de El, dacă până acum l-ai testat după standardul tău și ai considerat că nu-i ceea ce ai nevoie și n-ai ieșit vrednic de a-L urma cu toată ființa ta, sau dacă până acum ai trăit o viață în care nu se oglindeau aceste privilegii, spun și eu ce spunea Petru, apropie-te de El. Apropie-te de El, piatra vie, aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și nu vei fi dezamăgit, ci dimpotrivă vei fi onorat de însuși Creatorul. Și vei deveni parte din cel mai mare proiect care există în univers, și anume Biserica lui Dumnezeu. Un loc în care Dumnezeu alege să-și manifeste prezența. Un loc în care Dumnezeu alege să privilegieze pe toți cei care se află acolo. Așa că haideți să-i mulțumim pentru aceste privilegii și haideți să ne apropiem de El. Pentru că El este singura cale. Haideți să ne rugăm.